bomba din condamnarea lui Dan Voiculescu. Traian Băsescu, au venit covesi cu coldei, mi-au spus, îl lume cu fulgi cu tot, chem-me judectoarele. Video. Sebastian Ghi a dezvăluit o conversație avut cu Traian Băsescu despre modul în care a fost condamnat, la 10 ani de închisoare, Dan Voiculescu. Fostul președinte i-ar fi relatat lui Ghi cum Laura Codroacovesi și Florian Coldea s-au dus la Cotroceni, au spus și fondatorul trustului intact urmează să fie condamnat. Am sugerat de multe ori, dar nu știu dacă Traian Băsescu a comandat executarea lui Voiculescu și Antena 3, sau alii din ambasade, care, ai văzut cât de deranja, i sunt de presa independent din România. Traian Băsescu spune, eu nu m-am opus. Au venit covesi cu coldei, mi-au spus, îl lume cu fulgi cu tot, chem-me judectoarele. I, chiar întreba, eu ce era să fac, să spun, opriv, nu e bine, dai presa peste cap. Era o chestiune personală contra trustului. Mi-a spus ce s-a gândit ce poate e toxică a putere mare mediatic în societate, îi deranja pe cei din ambasade. A spus ce a mers cu valul și ce nu s-a opus, chiar dacă ar fi trebuit să treacă peste orice chestiune personală, în calitate de președinte al României, nu poi lăsa procuraturile să ia jurnalii din sedii, să le închid gura, să-i lase fere bani, să-i aresteze, ce atunci nu mai e tip președinte, aia nu mai ar. Foarte multe au fost ilegale la procesul lui Dan Voiculescu. Dacă au schimbat un judector, dacă au presat, dacă au furat un martor, dacă au pus prejudiciu mare ca să stea 10 ani la pus subliniere cerie, se nu îl poate peleti. Procurorii nu mai au minte, nu mai au noim, nu mai au măsuri. L-au ars ca pe subliniere oareci pe Voiculescu, a sublinierea cum zicea Portocal, a spus Sebastian Ghi.